Manchester City și PSG sunt două echipe care în urmă cu 15 ani nu erau deloc niște echipe care să se bată pentru câștigarea Champions League, nici măcar pentru câștigarea campionatelor din care fac parte, dar odată ce investitorii din țările arabe au venit și au cumpărat aceste echipe, situația s-a schimbat radical, banii au venit în mod nelimitat, iar odată cu banii au venit și super transferurile, iar apoi, în mod mai mult ca sigur, au venit și trofeele importante. Iar știrea care a încins lumea fotbalului este că pe lângă PSG și Manchester City, Newcastle va apărea ca un adevărat gigant, pentru că echipa engleză a fost cumpărată de arabi, iar acum banii cu siguranță vor veni în număr imens. Toate informațiile despre acest subiect și multe alte detalii picante le veți afla în videoclipul de astăzi, așa că rămâneți cu noi în următoarele minute și nu uitați să apăsați pe butonul de like și poate să lăsați și un comentariu. Coțofanele au fost cumpărate de către Mohammed bin Salman, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, pentru aproximativ 300 de milioane de euro. Acesta are o avere de cel puțin de 10 ori mai mare decât cea a patronilor lui Manchester City și PSG, astfel că investițiile vor fi cel puțin la fel de mari. Acest lucru l-a confirmat și Amanda Stevelley, noua directoare a clubului, care a oferit recent un interviu pentru presa britanică. Conform acesteia, Newcastle își propune să devină la fel de puternică pe harta fotbalului precum cele două echipe amintite mai sus. Mohammed bin Salman este oficial cel mai bogat patron din lumea fotbalului, de aceea și fanii echipei sunt extrem de fericiți, deși unii contestă această mișcare din cauza trecutului sângeros pe care Salman îl are, acesta fiind acuzat de tortură și chiar crime. Acesta are o avere estimativă în valoare de peste 250 de miliarde de euro, de 10 ori mai mult față de patronul lui Manchester City, Sheikh Mansour, lucru care reprezintă o garanție că acesta va investi enorm la Newcastle. Este foarte posibil ca în perioada următoare la echipă să fie adus un nou antrenor. Pe lista făcută de presă îi regăsim pe Antonio Conte, omul care anul trecut a cucerit campionatul Italiei cu Inter Milano și care știe cu ce se mănâncă fotbalul din Anglia. Legendele Steven Gerrard și Frank Lampard sunt și ele pe lista scurtă, iar în mod evident și Zinedine Zidane, antrenorul care a cucerit 3 ligi ale campionilor consecutiv cu Real Madrid. Iar cea mai șocantă variantă ar fi legendarul Arsene Wenger, care după despărțirea de Arsenal nu a mai dorit să preia altă echipă, însă acest lucru s-ar putea schimba. Evident, pe lângă lista aceasta impresionantă de antrenori, a apărut și o listă impresionantă de fotbaliști care ar putea fi cumpărați de coțofane. Gareth Bale, superstarul de la Real Madrid, este unul din fotbaliștii pe care fanii ar vrea să-l vadă la echipa lor. Pe lângă galez, pe listă se mai află Coutinho, Cuadrado sau chiar Kylian Mbappé. Francezul minune rămâne liber de contract anul viitor și mai mulți fanii au făcut glume despre acest subiect, dar care s-ar putea adeveri în vara următoare dacă șeicii chiar vor să bage mâna adânc în buzunare. Personal, nu cred că Newcastle va reuși să câștige prea curând vreun trofeu important, pentru că în Premier League să câștigi campionatul este un obiectiv foarte greu de realizat, iar de câștigată Cupa Campionilor deja nu are sens să vorbim, pentru că banii nu pot cumpăra chiar orice. Așa cum am văzut la PSG și Manchester City, care deși au transferat în continuu fotbaliști de top pe sume incredibile, tot n-au reușit să pună mâna pe marele trofeu din fotbalul european. Acesta a fost clipul de astăzi, un video ceva mai diferit și mai scurt, dar care sper că v-a fost util. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like, abonare și share, iar pentru cei care doresc să ne ajute canalul și mai mult, pot deveni membri. Salut!